Bine ați venit! În clipul de astăzi vom discuta despre divizor comun și multiplu comun. Numărul natural nenul x se numește divizor comun al numerelor a și b dacă a se divide la x și b se divide la x. Haideți să vedem un exemplu. Să aflăm mulțimea divizorilor comuni pentru 12 și 8. În primul rând să vedem care sunt divizorii lui 12 și care sunt divizorii lui 8. Și atunci, primul divizor pentru 12 este 1, apoi îl avem pe 2, 3, 4, 6 și 12. Iar divizorii lui 8 sunt 1, 2, 4 și 8. Și haideți să evidențiem divizorii comuni. Îl avem pe 1, apoi pe 2 și în final pe 4. De aceea putem să observăm că cel mai mare divizor comun este 4. Însă, dacă vom considera un număr natural nenul x, acest număr este cel mai mare divizor comun al numerelor a și b dacă îndeplinește două condiții. Și anume, a se divide la x și b se divide la x, iar x se divide cu orice divizor comun al numerelor a și b. Așadar, haideți să vedem dacă 4 respectă cele două condiții. În primul rând, 12 se divide la 4 și 8 se divide la 4. Apoi, trebuie să ne asigurăm că 4 se divide cu orice alt divizor comun. Și atunci, 4 se divide într-adevăr la 2 și 4 se divide la 1. Și atunci putem să tragem concluzia că 4 este cel mai mare divizor comun al numerelor 12 și 8. Haideți să mergem mai departe. Numărul natural X se numește multiplu comun al numerelor naturale nenule A și B dacă X se divide la A și X se divide la B. Haideți să vedem un exemplu, să aflăm. Multiplii comuni pentru 12 și 8. De aceea, haideți să scriem o parte din multiple lui 12, pentru că noi știm că mulțimea multiplilor este o mulțime infinită. Primul multiplu este 0, apoi 12, 24, 36, 48 și așa mai departe. Apoi la multiplii de 8 avem 0, 8, 16, 24, 32 apoi îl avem și pe 40, 48 și așa mai departe. De aceea putem să observăm că multiplii comuni sunt 0, 24 și 48 și bineînțeles lista poate continua pentru că așa cum am spus, mulțimea multiplilor este o mulțime infinită. Dacă însă vrem să aflăm cel mai mic multiplu comun pentru două numere A și B, haideți să vedem care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinim. Numărul natural nenul X este cel mai mic multiplu comun al numerelor naturale A și B dacă îndeplinește condițiile. X se divide la A și X se divide la B și orice multiplu comun al numerelor naturale nenule A și B se divide cu X. Și atunci, haideți să vedem. În primul rând, observăm că cel mai mic multiplu comun în nul este 24. Trebuie să arătăm că 24 se divide cu 12 și cu 8 și, într-adevăr, 24 se împarte exact la 12, respectiv la 8. Și trebuie să ne asigurăm că orice alt multiplu comun se divide cu acest număr pe care l-am găsit. Și următorul multiplu comun pe care l-am găsit este 48 și atunci într-adevăr 48 se divide cu 24. Asta înseamnă că cel mai mic multiplu comun nenul este 24. Haideți să rezolvăm acum o problemă. La o florărie s-au adus 35 de trandafiri, 28 de crizanteme și 21 de frezii. Determinați numărul maxim de buchete care se pot forma folosind toate florile cu același număr de trandafiri, crizanteme și respectiv frezii. Haideți să vedem cum putem proceda! avem nevoie de cât mai multe buchete pentru că ni se cere numărul maxim de buchete, însă în aceste buchete noi trebuie să avem același număr de trandafiri. Asta înseamnă că eu, de exemplu, pot să formez 5 buchete, dar toate trebuie să aibă 7 trandafiri. Și la fel trebuie să avem și același număr de crizanteme, respectiv frezii. Asta înseamnă că, spre exemplu, în cele 5 buchete, dacă s-ar forma 5 buchete, dar vom vedea imediat acest lucru, eu pot să am 5 trandafiri, 7 crizanteme și 3 frezii. Și toate buchetele trebuie să conțină același număr de flori. Haideți să scriem așadar datele. Avem 35 de trandafiri, 28 de crizanteme și 21 de frezii. Pentru că noi avem nevoie de un număr de buchete care să se formeze cu toate florile, cu trandafiri, crizanteme și frezii, înseamnă că trebuie să găsim un divizor comun pentru aceste numere. Pentru că eu trebuie să formez buchete folosindu-mă de toate florile. Însă, pentru că în enunț ni se cere numărul maxim de buchete, înseamnă de fapt că noi trebuie să aflăm cel mai mare divizor comun pentru aceste numere. Așa că haideți să vedem care sunt divizorii lui 35, apoi divizorii lui 28 și apoi divizorii lui 21 și vom vedea care este cel mai mare divizor comun al lor. Și atunci, divizorii lui 35 sunt 1. 5, 7 și 35. Divizorii lui 28 sunt 1, 2, 4, 7, 14 și 28, iar divizorii lui 21 sunt 1, 3, 7 și, bineînțeles, 21. De aceea putem să observăm că cel mai mare divizor comun al lor este 7. Și atunci înseamnă că numărul maxim de buchete este egal cu 7. Și haideți să vedem de curiozitate câte flori vom avea în fiecare buchet. Dacă eu formez 7 buchete cu trandafiri pe care îi am, înseamnă că vom avea 35 împărțit la 7 și atunci în fiecare buchet vom avea 5 trandafiri. Mai departe, la crizanteme vom avea 28 împărțit la 7 și obținem 4 crizanteme, iar la frezii avem 21 împărțit la 7 și obținem 3 frezii. Asta înseamnă că noi putem forma maxim 7 buchete, fiecare buchet având 5 trandafiri, 4 crizanteme și 3 frezii. Haideți să vedem un alt exemplu! Într-o zi friguroasă de iarnă, bunica și-a chemat toți nepoții pentru a asculta povești la gura sobei. Ea a pregătit 24 de mere și 40 de nuci pe care le-a împărțit în mod egal nepoților săi, fiecare primind același număr de mere și același număr de nuci. Este posibil ca bunica să aibă 5 nepoți și trebuie să determinăm apoi numărul maxim de nepoți pe care îi poate avea bunica. Haideți să scriem datele. Avem 24 de mere și 40 de nuci. Iar la punctul A trebuie să vedem dacă e posibil ca bunica să aibă 5 nepoți. Pentru că noi trebuie să împărțim în mod egal numărul de mere și numărul de nuci nepoților, trebuie să vedem dacă 24 respectiv 40 se divid cu 5. Și atunci, 24 împărțit la 5, observăm că va fi 4 rest 4, ceea ce înseamnă că 24 nu se divide la 5. Și atunci nu e posibil ca bunica să poată avea. 5 nepoți. Mergem la punctul B, unde trebuie să aflăm numărul maxim de nepoți pe care îi poate avea bunica. Așa cum am spus și mai devreme, noi împărțim în mod egal numărul de fructe nepoților. Asta înseamnă că trebuie să găsim un divizor comun pentru numărul de nuci și numărul de mere însă pentru că ni se cere cel mai mare număr de nepoți, numărul maxim de nepoți pe care îi poate avea bunica, vom afla cel mai mare divizor comun pentru 24 și 40. Așa că haideți să vedem divizorii lui 24 și divizorii lui 40. Și divizorii lui 24 sunt 1, 2, 3, 4, apoi îl avem pe 6, 8, 12 și 24, iar divizorii lui 40 sunt 1, 2, 4, 8, 5, 10, 20 și 40. Și acum, haideți să vedem care sunt divizorii comuni. Îl avem pe 1, pe 2, pe 4, pe 8 și cam atât. Dar, pentru că noi avem nevoie de numărul maxim de nepoți pe care îi poate avea bunica, înseamnă că trebuie să vedem care este cel mai mare divizor comun, iar în acest caz este 8, în concluzie bunica poate avea maxim 8 nepoți. Haideți să mai vedem o problemă, elevii unei școli se întâlnesc de obicei în parc în fiecare duminică. Aceștia practică jocuri pe echipe de câte 10 sau 15 participanți. Determinați numărul minim de elevi care merg în parc. Asta înseamnă că noi trebuie să găsim un multiplu comun pentru 10 și 15, pentru că eu am un număr de elevi pe care trebuie să-l împart în echipe de câte 10 și 15 participanți. Așa că haideți să vedem. Multiplii de 10 și multipli de 15 și vom vedea care este cel mai mic multiplu comun al numerelor 10 și 15. Și atunci avem, multiplii lui 10 sunt: 0, 10, 20, 30, 40 și așa mai departe. Iar multiplii lui 15 sunt 0, 15, 30, 45, 60 și așa mai departe. Și observăm că cel mai mic multiplu comun al lor este 30. Asta înseamnă că în parc merg cel puțin 30 de elevi. Și în final, știați că Nadia Comăneci este prima gimnastă din lume care a primit nota 10 într-un concurs olimpic de gimnastică? Ea este câștigătoarea a șase medalii olimpice de aur și este considerată una dintre cele mai bune gimnaste ale lumii din toate timpurile. Încearcă și tu să aplici ce am învățat astăzi. Membrii unui club de gimnastică lucrează zilnic în grupuri egale. În unele zile, grupurile sunt formate din 8 membri, iar în alte zile, din câte 12 membri. Determinați numărul minim de membri ai clubului de gimnastică. Sper că a fost util clipul de astăzi și vă doresc mult sport la învățat în continuare.